au chestii, că bă, că n-ai pus, mamă, te rău, dar n-are baterie să te neapă. Avem prima oară atac, hai că atacanți, avem prima oară portarii, oamenii care opresc și blochează atacanții, portarii. Avem un 4-3-3, care pare un 4-3-3, vă zic de pe acum, un 4-3-3-5, varianta aia cu CF, cu right winger, CDM, am pe acolo, vă zic. Și avem prima oară pe Alisson, Ederson, Samba, Kjobel, Szczęsny, Maignan, Oblak și cu Ter Stegen. Bă, eu am mai discutat votul ăsta, dar o să-l reiau încă o dată. Dacă ar fi să votez din pur și simplu ca performanțe, ca curios, repet, am zis treaba asta și în, și în presupusul vot pe care l-am făcut acum câteva live-uri, în care lumea zicea că bă și bunu, bă sincer mă așteptam să fie bunu, dar aparent unde am găsit eu site-urile cu predicțiile alea au fost adevărate sincer. Adică știu, țin minte că a fost și Samba și Kyobo și nu știu dacă a mai fost un portar mai micuț, nu mi-aduc aminte treaba asta, dar votul meu clar o să meargă pe Ter Stegen, că eu sunt la modul, bă, eu mă joc FC24, nu prea mă interesează, că a vrut, că n-a vrut, că a fost, că n-a fost, că teoretic puteam să-l pun și pe Emenian sau pe Samba, link verde la Mbappe, nu mă interesează, bă, Ter Stegen sincer și-mi place în viața reală, e un portar bun, na, ce să zic. Îmi place, îmi place, da, și vorbind strict de performanțe, Ederson teoretic merită să câștige poziția de titular portar în Team of the Year din FC24 pentru, na, Champions League, campionat, adică a strâns niște trofee băiatul ca lumea. Pentru fundaș, pentru fundaș avem în felul următor, avem pe Saliba, Alexander Arnold, Virgil van Dijk, Klaus, Frimpong, Ruben Dias, Stones, Grimaldo, Dante, Marquinhos, Di Marco, Kim Ninjae, Hummels, Martinez, Quarta, nu știu cine e băiatul ăsta, sincer, aparent e un argentinian de la Fiorentina, nu știu cine e băiatul ăsta, Bastoni, Bremer, Teo Hernandez, Di Lorenzo, Otamendi, Kunde, Jesus Navas și Gaia, cred că nu, da, și Gaia, bun, aici avem, sincer, câteva mențiuni. L-avem pe... Mă, sincer, să vorbim totuși de la stânga la dreapta. Avem pe Saliba, care e un jucător foarte bun și cred că un jucător decisiv pentru Arsenal, sincer. Adică și anul trecut, cât și anul ăsta a avut niște sezoane. Bine, anul trecut având la Marseille, acum venind la Arsenal. Dante, da, aparent și Dante. Nu știu de ce, nu știu, nu mă întrebați de ce. Adică chiar nu... Nu știu, și bă, la Martinez Quarta nu prea am auzit de el. Mă uit la fotbal, dar nu prea am auzit de el. Prin prea mult o să-l punem clar pe Virgil van Dijk, fundaș central stânga. Îl vom avea pe Teuțu Hernandez, fundaș stânga. Pare nu-i Cancelo, deci mă jur, au fost predicțiile astea. Chiar nu-l aveam nici pe Cancelo și nici pe Martinez. Nu prea înțeleg de ce, măcar să fie nominalizat. Dar nici așa n-au fost. Ok, un pic cam dubios părerea mea. Și ar mai fi fundaș dreapta și încă un fundaș central. Băi, clar, sincer, eu, mie mi-a plăcut. Eu am teoretic un flashback cu următorul vot al meu, cu Ruben Dias. Am avut Team of the Year în FIFA 22 și era, sincer, demențial băiatul. Ok, nu avea 90 ceva viteză, nu... Avea 4, nu știu, sau parcă avea 4 foot. N-avea nici cele mai wow link-uri, că erai oarecum presat de ori Portugalia, ori care n-a teoretic l-aveai pe Ronaldo sau Manchester City, de aveai un De Bruyne, vreun ceva pe acolo, Cancelo, Walker sau mai știu ce, Ederson. Doar că mi se pare un jucător care și în viața reală a demonstrat foarte, foarte mult. Adică câștigător, ca tot jucător la Manchester City, câștigător de Champions League, câștigător de Premier League, adică multe totuși. Și vreau un fundaș mai mare ca și înălțime, dar pe de o altă parte nu știu neapărat pe cine, bagă Trent. Bă, pe Trent Alexander-Arnold nu l-aș băga, sincer, nu știu de ce, efectiv nu l-aș băga. Eu sincer l-aș băga pe Frimpong, mă jur, pe Frimpong, n-am nimic cu, nu știu, îmi place, are link teoretic cu Van Dijk. E un jucător care din ce am înțeles îl dorește și un pic Realul. Nu știu, adică pe FIFA cred că ar fi cel mai OP. Bun, trecem la mijlocaș. L-avem pe Martin Odegaard,
Declan Rice, Mitoma, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Rodri foarte mult la Manchester City, Bruno Guimaraes, Bowen, Golovin, Virts, Xhaka, Musiala, Sané, Brandt, Grifo, Barella, Chiesa, Rabiot, Mahrez, Milinkovic-Savic, Pedri, Gundogan, Alex Garcia, a fost jucător la Dinamo București, dacă nu mai țineți minte când au venit spanioli atunci, Jude Bellingham, Toni Kroos, Modric, Tchouameni și Valverde. Foarte mulți de la Real Madrid, adică, nu știu, cred că Real Madrid are mai mulți nominalizați decât Manchester City la mijloc. Bine, au și mijloc. Mulți jucători la mijloc, nu o să zic nu. Bun, deci neapărat o să avem pe Kevin De Bruyne, din considerentul că e senzațional, sincer, e unul, dacă nu e unul dintre ei, poate cel mai bun mijlocaș central. Bine, aici aș putea să-l pun ca cifre pe Jude Bellingham, dar totuși KDB e mai valoros decât el. O să-l pun pe Jude Bellingham al doilea CM, dacă-l găsim aici. Iar CDM, poate o să vi se pară o surpriză, dar eu o să-l votez pe Valverde. Fede Valverde, de ce? Pentru că v-am zis, e pentru meta, îmi place, e un jucător care oricum are un cartonaș senzațional în FC24, mai are și radioactivul ăla, deci dacă îi dă și un toti, am zburat din el. Și trecem la atacanți, unde aici e la pizdu rezistans. Avem pe Ganja, Saka, Salah, Grealish, Haaland, Son, Dembele, Lin Kang-in, 2, de fapt nu, 3 sud-coreeni nominalizați la Team of the Void. Sunteți nebun, ce mult a evoluat fotbalul din South Korea. Efectiv, și Son, și Lin Kang-in, și Kim Nim-jae. Bă, felicitări și poți, Kylian Mbappe, Kolo Muani, Kane, Openda, Girasi, Martinez, Rafa Leao, Kvaratskhelia, Osimhen, Berardi, Taremi, Benzema, Cristiano Ronaldo, Griezmann, Morata, Lewandowski, Vini Junior, Kubo, Gerard Moreno și Lionel Messi. Nu știu de ce l-au pus ultimul pe Messi, dar mă rog. Avem un fel următor. Clar, nu ai cum să începi un Team of the Year fără the main man, Erling Haaland, care sincer că o să-l punem aici. O să-l punem pe, de fapt nu, pe Haaland o să-l punem aici. Îl băgăm pe Kylian Mbappé. Iar, bă, aici e debatable. Dar dacă ne luăm fix pentru anul în care a fost și ca cifre și ca goluri și ca nu știu ce, bă, pentru mine, la vârsta pe care o are Cristiano Ronaldo, eu zic că mai mult ca oricând merită un Team of the Year. Ok, că Saudi Arabia, că nu știu ce, că au mai fost și alt jucător ăla, nu mai știu cum îl chema, din Al-Hamdallah, care a dat și ăla nu știu câte, parcă mai multe, a dat aproape 60 de goluri și nu l-a băgat nimeni în seamă. Bă, poate, nu știu, nu cunosc, nu eram în temă cu cine era băiatul ăla. Toată lumea știe cine e Cristiano Ronaldo, nu prea multă lume știe cine e la Hamdallah. Eu sincer tot cu ăștia m-aș duce. Sincer, eu dacă tot m-aș duce pe merit, tot Cristiano Ronaldo, tot Erling Haaland, tot Kylian Mbappe. Acum probabil lumea o să zic, bă, de ce Messi? Messi, sincer, l-aș vota, bine, da și nu prea, la al 12-lea jucător. Poate să iasă și al 12-lea jucător și ar fi ori el, ori Vini Junior. Al 12-lea jucător, cu siguranță nu l-aș vota, nu știu, pe Benzema, pe Lewandowski, pe Harry Kane, it's a good shout. Harry Kane a avut un sezon senzațional și are în continuare un sezon senzațional la Bundesliga, în Bundesliga la Bayern, vreau să zic. Și ar merita și el titlul de al 12-lea jucător, sincer. Altul, Son, din păcate, n-a avut un sezon senzațional, Salah la fel, Saka cu Grealish, ok, they made something, but nu e world class, adică nu poți să zici că Saka și cu Grealish, indiferent cât de mult au hăipuit băieții din Anglia englezii, chit și pe Bellingham și mai știu ce, nu a ajung la nivelul de Haaland și Mbappe. Lăsați-l pe Cristiano Ronaldo și Messi, că acolo din altă dimensiune, dar Haaland cu Mbappe nu pot să-mi zic că Saka și Grealish se pot compara cu cei doi. Părerea mea, niciodată. Pentru FIFA, pentru ce jucători aș vrea să văd eu, că eu o să dau banii pe pachete, eu o să, și mă rog, eu, voi o să dați banii pe pachete, voi o să salvați pachete și, bă, de ce să nu votați așa? Nu știu, că vreți să votați cu CR7 sau nu, este fix problema voastră. Eu vreau să votez, submit vote, gata, o să dau download și aici.
Ne îndreptăm și spre fumei, votul la fumei. Maleu, ce plac fumeile astea. Ma. Nu prea le știu, dar mă rog, din PC24 dacă le-am mai pecuit, le mai știu. Deci portar avem Endler, Irps, Froms, Nandozie și Campbell. Bă, vă mărturisesc cu mare regret că n-am văzut pe niciuna să apere. Dar efectiv nu am văzut pe niciuna. Deci, sincer, din ce cunosc eu, din auzite, știu că Barcelona, Lyon și dacă nu mă înșel și PSG sunt cam cele mai bune echipe feminine de fotbal. Nu știu PSG-ul, dar știu că Olympique Lyonnais cu Barcelona sunt 100%. La femei Barcelona sunt cele mai bune. Asta zic, asta știu că la Real Madrid știu că nu prea sunt așa wow. La PSG nu știu dacă sunt... De fapt, stai, nu știu, e Carciaui, Katoto, dar nu, Gheoro, bă, sunt și acolo câteva jucătoare bune. Da, ai Baci, ai Diani, ai Endler, asta nu. O să votăm pe Endler, că ne place bună rău de tot, n-ai cum. Fundașii avem Renard, Mapi Leon, Irene Paredes, Carciaui, Rolfo, McCabe, Bright, Bacha, Ona Battle, Ilestet, Carpenter, nu, am început prost. Ba nu, am început bine. Vigos Dotir. Nu știu de ce m-a luat așa mult, că am crezut că e mai greu. Charles, Girma, Olga Carmona. Ce să vorbesc, zice, face reclamă la Carmona. Și Knight Unger. Ok. Interesante numele. Dacă nu prea ești familiarizat cu denumirile astea, nu prea. Sincer, nu prea îți dai seama. Bun, bă, fundaș stânga, de aici, din ce recunosc eu, e Carciaui cu Rolfo. Alta, bine, și Bacea, și Bacea, într-adevăr. Ba, Bacea, sincer, n-aș vota-o, pentru că am SBC-ul la rotul de knock-up, care și-a luat upgrade și nu prea aș vrea să o... Că teoretic banii aia s-au dus degeaba și nu prea aș vrea să o votez. Rolfo știu că are un carton senzațional, are 4, are 5 cu 4 sau 4 cu 5, poate să joace și mijlocaș. Are link cu Hansen, puterea toți monștrii de pe la Barcelona, de sincer, cred că o să o votez pe Rolfo. Pentru că nici nu are un carton special până acum și poate lumea o să zic, bă, n-are, pe Carciau i-am văzut-o la triple threat, pe Bacea rotul de nou, ca pe asta măcar poate o prinde și noi la un tot, știi cum zic? Bun, fundaș central, bă, sincer, Renard asta, eu dacă are viteză, văd, vreau să o văd cu un cartonaș mișto, boostat, în dragi la viteză, sincer. Next avem la fundaș dreapta, nu știu pe cine avem, avem pe Ona Battle, care știu că e răbă. Măcar să pun în, măcar să-i pun efectiv în pozițiile lor. Deci cred că aici o să o punem pe Ona Battle. 100% cred că o să o punem pe Ona Battle, că alta RB nu prea cunosc. Poate Charles, poate Girma, dar nu știu, abar nu le știu. Și pe Irene Paredes sau Mapi Leon. După gânduri și o băgăm pe Bright, pentru că e un pic mai mare decât Mapi Leon și ăla și nu, it's ok. Bun. Midfielders, opa, Alexia Putelas, Aita Bonmati, mă rog, Aitana Bonmati, Patrick Guijaro, De Bine, Oberdorf, Gheoro, Walsh, Mateo Weir, Stanway, Santos, Manum, Tini, Minge, Carolina Nicoli, Banini, Dance și Coffee, care nu e cafea, e Coffee, nu știu exact cum se pronunță, dar mă rog. Clar avem Alexia Putelas, avem Aitana Bonmati, care e balonul de aur. Ce echipare Barça la feminin, wow, da, e ca lumea, adică n-ai ce să zici, e cu mult față de, nu știu, poate au, uitați că majoritatea spanioloice, nu prea au din altă țară și cred că Guijaro, nu știu, dar să punem alta. E bine, că știu că e mai nebun așa. Mai cu 5 stele skill moves. Alta nu, asta știu că e de la Real Madrid Wear, dar nu prea mă interesează. Walsh asta tot CDM, Oberdorf, nu, o băgăm pe De Bine, că e nebună, e brazilian, că 5 stele skill moves, why? Iar la atacante, Kier, Hansen, Diani, ce frumoasă poză așa, Diani, îmi place. Așa frumos cu față de alții, vezi, altele sunt din prim plan, asta e un pic mai din spate, nu știu. Reiten, Alexandra Pop, Smith, Pajor, Hemp, Schuller, Salma Paraluelo,
Kundanagi, Williams, Daly, Shaw, Kelly, Lezomer, Rodman, England, ok, Alba, Redondo, Chawinga, Kosler, și Caicedo, asta la Real Madrid, ok, bun. Aici, și ce e destul de ușor. O să fie destul de basic votul ăsta, adică clar o să o pui pe Kerr, o să o pui pe Hansen și o să o pui pe Diani, pentru că nu ai altceva. Adică, ok, good shout Smith, probabil că pe ea aș vota-o ca 12-a jucătoare. Astea sunt cele două voturi. Na, să-mi ziceți cum vi se pare.